cămin de bătrâni din Japonia angajează bebeluși pentru o activitate esențială, să le țină companie seniorilor și să-i facă să zâmbească. Salariul, scutece și lapte praf. Conform mesajul.ro, noii angajați ai unui cămin din sud-vestul Japoniei trebuie să aibă vârsta sub 4 ani, iar părinții sau tutorii lor trebuie să semneze un contract care stipulează că bebelușii și copiii mici pot veni la muncă oricând au chef. Aceștia au voie să iau o pauză atunci când le este foame, somn sau oricând doresc, se precizează în contract. Peste 30 de bebeluși s-au înscris până acum, cu misiunea de a ridica moralul la peste 100 de rezidenți. Majoritatea octogenari, a declarat Kimi Gondo, directoarea azilului de bătrâni. Doar simplul fapt că îi văd pe bebeluși îi face pe rezidenții noștri să zâmbească, a povestit ea pentru AFP, adăugând că nu există un registru al sarcinilor sau ceva de genul acesta. O ofertă de muncă cu mesajul angajăm a fost plasată pe peretele căminului și informează candidații că vor fi renumerați pentru serviciile lor cu scutece și lapte praf. Responsabilitatea principală a candidaților, poate singura, va fi aceea de a se plimba prin căminul de bătrâni, împreună cu părinții sau tutorii lor, se menționează în ofertă. Copiii stau tot timpul cu mamele lor, este ca și cum s-ar duce la plimbare într-un parc, a adăugat Gondo. Proiectul a dat rezultate excelente până acum, a mai spus Gondo. Unii dintre copii se înțeleg atât de bine cu rezidenții noștri, încât acum aceștia sunt ca niște bunici cu nepoți adevărați. A precizat ea, relatează mesajul.ro.